Coronavirusul a ajuns și la FC Viitorul. Așa cum se preconiza încă dinaintea partidei cu Malta, disputată marți de reprezentativa sub 21 de ani a României în preliminariile campionatului european de anul viitor, internaționalii de tineret Radu Boboc și George Ganea au fost depistați pozitiv la testele de COVID-19. Anunțul oficial a fost făcut vineri dimineața de FC Viitorul, care a precizat că Radu Boboc a ieșit pozitiv la ultima testare efectuată la lotul reprezentativ sub 21 și a rămas în izolare. De asemenea, revenit marți noapte la lotul național sub 21, George Ganea a fost supus joi dimineață unor noi testări de către formația constanțeană, iar rezultatul a fost, din păcate, pozitiv. FC Viitorul Constanța va întâlni în campionat luni 19 octombrie în deplasare de la ora 18 pe FC Voluntari.